Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla, vă prezint o nouă resursă la disciplina matematică, clasa 7-a, și anume jocul patru laterelor. Pentru a juca jocul avem nevoie de următoarele elemente. Tabla de joc, pe care o veți găsi și o puteți printa în această prezentare. Pe lângă tabla de joc avem două fișe pentru fiecare echipă care conține cele 10 cartonașe, respectiv Jolly Joker-ul. Este o culoare pentru echipa A și o altă culoare pentru echipa B și aici avem tot 10 cartonașe și un Jolly Joker. Și mai avem nevoie de doi pioni, un zar și un creion ca să putem nota rezultatele. Jocul începe în felul următor. Cei doi pioni se așează pe câmpul start. Direcția de parcurgere a tablei este în această direcție, cum arată săgeata. Se aruncă cu zarul alternativ și fiecare echipă se va deplasa atâtea pătrățele cât arată zarul. De exemplu, dacă prima echipă sau prima persoană aruncă numărul 3, va ajunge pe câmpul paralelogram. În acest moment, dintre fișele pe care le are, va căuta o imagine, o figură care reprezintă un paralelogram. Își întoarce acea fișă, deci fișa aia nu mai joacă. Și tot așa, alternativ, continuă ambele echipe. Sunt niște reguli, deci obiectivul jocului este de a obține cât mai multe puncte. Este un joc pentru două persoane sau două echipe. Puteți să jucați doi sau trei elevi într-o echipă. Deci, cei doi pioni pornesc de pe câmpul start, dați alternativ cu zarul și vă deplasați atâtea celule cât arată numărul de pe zar. Când ajungem pe un câmp, atunci vom căuta cartonașul cu figura geometrică indicată și o întoarcem. Totodată ne notăm plus un punct. Câștigă echipa care la sfârșitul unei ture, adică după ce a făcut tabla jur împrejur, a atins cel mai mare număr de puncte sau putem continua jocul și după ce am trecut peste câmpul de start și atunci câștigă echipa care reușește prima dată să-și întoarcă toate cartonașele, toate cărțile de joc. Echipele se pot înțelege ca, de exemplu, să folosească niște descrieri mai generale ale patru laterelor. De exemplu, când jucăm varianta 2 și facem mai multe ture și nu mai avem cartonașe cu figura geometrică respectivă, se pot accepta orice alt patrulater care are o proprietate similară. Putem să rugăm un alt coleg, un al treilea elev, care să fie juriul care să verifice corectitudinea jocului. Adică să verifice că fiecare echipă identifică în mod corect patru laterele. Înainte de a începe jocul, desigur, cele două echipe stabilesc care variantă de joc se va juca. Figurile geometrice de la echipa A sunt acestea și avem acest Jolly Joker care se poate folosi la toate câmpurile, cu o singură excepție. Respectiv, figurile geometrice, tot 10 figuri sunt și la echipa B și aici au un Jolly Joker. De aici puteți decupa figurile geometrice. Pentru a vă ușura treaba, am realizat un tabel în care la absolut fiecare din patru laterele care apar sunt descrise definițiile, respectiv puteți vedea la fiecare categorie ce anume se acceptă. Deci astea sunt cele 3 patrulatere convexe, dar tot aici se poate accepta oricare din figurile care mai apar pe tablă, cu excepția patrulaterului concav.
Deci patrulaterul concav nu poate fi acceptat la patrulaterul convex. Tot așa, de exemplu, la paralelograme, avem două paralelograme, dar se poate accepta și un dreptunghi, și un romb, și pătratul. Sau, în mod similar, dacă vorbim de dreptunghi, se poate accepta și pătratul, pentru că satisface definiția dreptunghiului. Dacă vorbim de un romboid, romboidul este un patrulater care e format din două triunghiuri isoscele cu baza lipită, cu baza comună, dar la romboid putem accepta și rombul și pătratul. Pătrate avem în total 3 bucăți, cele două Jolly Joker-uri și mai avem un pătrat. La un patrulater cu două laturi paralele se poate accepta oricare trapezul, dar pe lângă trapez se poate accepta orice altă formă geometrică sau orice altă figură geometrică care are două laturi paralele. Și, de exemplu, la romb se poate accepta și pătratul. Vă doresc spor la joacă, să ne vedem la o altă resursă. La revedere!